Începem cu ce ar trebui să mănânce un om care face culturism în general pentru a-și crește masa musculară sănătos. Depinde foarte mult de obiectivele lui, la ce nivel se antrenează, ce și-a propus să realizeze. Este o mare diferență între un om care merge la sală și se poate spune că face culturism, însă face aceste antrenamente doar pentru propria lui plăcere și pentru a-și îmbunătăți forma fizică, și un sportiv de performanță care face culturism și care are obiectiv să ajungă la un concurs, să concureze. Deci alimentația este diferită atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ. Dacă vorbim de persoanele obișnuite, de sportivi amatori, alimentația lor nu este mult diferită față de alimentația omului obișnuit. Deci, practic, trebuie să-și asigure alimentele obișnuite, nutrienții esențiali, eventual cu o cantitate ceva mai crescută de proteină. Proteină provenită din carne, din lactate, din ouă. Aceasta fiind baza pentru dezvoltarea masei musculare. Pe de altă parte, sportivii de performanță au un regim mai diferit prin cantitatea mare de alimente pe care o consumă în perioadele de acumulare de masă musculară. Ajung să mănânce poate și de două ori mai mult decât un om obișnuit, cu o activitate fizică obișnuită, prin faptul că ajung să consume cantități mai mari de proteină decât se recomandă în mod obișnuit, acesta fiind adaptată la efortul pe care îl depun, și în plus de asta prin consumul de suplimente nutritive care devine necesar, pentru că ajung în situația în care nu pot să-și aducă toți nutrienții necesari doar din alimente, pentru că ar trebui să mănânce mai mult decât le permite organismul. Și atunci au fost create aceste suplimente nutritive care aduc într-o formă concentrată o cantitate mai mare de nutrienți.